Am vorbit despre grăsime, despre grăsimea subcutană, viscerală, dietă, stil de viață, sport. Dar ce vreau să vă spun este că această grăsime și stilul de viață se învață de mici. Și dacă vorbim despre cei mici, vorbim despre pachetelul de acasă. Avem cu noi pe Dumitru Bogdan Pascu, care îi punem pascone printre prieteni, Carmen. Ciao din nou! Și, cum v-am promis, Urania Cremene, care, practic, o să țină și o să ne ajute la această rubrică și o să ne povestească despre parentingul corect făcut. Urania, ciao! Bine ai venit! Prima apariție în Medicul! Ok, în primul rând avem foarte multe alimente aici, da? Și avem la masă un doctor, doi doctori, un expert în nutriție și pe Urania Cremene. N-au? Ok, n-au cum să iasă niște pachetele care să nu fie bune. Dar asta e important, că pe parcurs, ce discutăm, o să facem niște pachetele, cum le vede fiecare dintre noi, da. Ok? Da, e foarte important să împăcăm și părinții și copiii, pentru că noi ne dorim să fie comod, nu? Să facem un pachetel cât de rapid se poate, să ne și permitem. Da, e corect. Important și asta, adică să susținem un anumit tip de hrană în fiecare zi, ceea ce nu e neapărat simplu. Și ne mai dorim ca atunci când copilul se întoarce de la grădiniță sau de la școală, să-l fi mâncat. Pentru că sunt atât de mulți copii care aruncă sandwich-ul respectiv. Și ne doare treaba asta. Și sau nu-l aruncă, vin cu pachetelul. Din practica de părinte, îți spun că a durat mult până a venit cu această caserolă, că apropo, asta e chiar caserola lui Fimu, când a venit cu această caserolă goală. Da, durează. Eu m-am apucat să știu, nu știu ce e așa. Și foarte important să-ți... Asta e pe Anastasiei, da. Foarte important este... Îmi pasez și mie partea de... De? Caise, așa. Așa. Deci toată lumea face cu fructe. Nu neapărat. Da, eu am să fac ceva ce în mod obișnuit și mănuși aici, îi pun fiului meu. Așa, și eu la fel. O să fac exact ceea ce îi pun fiului meu, care e un copil de 8 ani, care face sport. Aș vrea să explic, pentru că mi se pare important să analizăm așa cum a spus Bogdan. E important ce face copilul. Da, ce face copilul. Copilul meu se trezește foarte devreme, ia un mic dejun bogat, iar la ora 10:30, când e momentul gustării la școală, simte nevoia de o recompensă dulce, altceva în afară de fructe. Și atunci eu optez pentru diverse brioșe cu brânză slabă pe care le fac eu în casă, în care pot să adaug sau nu fructe, sau chec de casă, cum este în acest caz, în care am adăugat niște vișine. Fiul meu, de exemplu, dimineața mănâncă și în fiecare zi altceva, adică în fiecare zi a săptămânii mănâncă altceva, odată ouă, odată fructe, de cele mai multe ori fructe dimineața, și vine acasă de multe ori la 7 seara, adică după școală, care se termină în jur de 4, mai merge la cățărări, mai face un sport, mai merge cu bicicleta și atunci îi trebuie mâncare. Ce face acolo? Spune-ne. Este humus. Humus, da. În lipie subțire. Asta este perfect pentru copii, pentru că din două îmbucături au terminat-o și n-au de luptat cu un sandwich foarte mare și pot să facă și schimb. Asta corect, este că sunt mai multe și poate să le schimbe. Da. Bogdan, tu ce faci? Eu fac o gustare pe care o consider normală în viața de zi cu zi, o gustare de fructe, pentru că consider că deja fetele mele au mâncat micul dejun și atunci, ca gustare, dacă au un program, să zicem, scurt sau un program mai lung, dar învață dimineața, da? Mănâncă acasă micul dejun și mai departe consider gustare în jurul orei 10-10 jumate. Eu, ce ai făcut pentru Anastasia? Ia să vedem. Fii atentă, pentru că Anastasia pleacă mâncată, îi fac cașa sau cireale cu lapte sau ouă și le alternez și eu. Îi dau fructe. De când îi făceam înainte, îi făceam sandwich, până când eram cu acest domn Pascone la masă în oraș și povesteam despre programul Anastasiei și despre pachetel și a sărit cars. Cum? Sandwich? Ce sandwich? Ah, nu știu ce fructe. De atunci îi dau fructe. Nu trebuie să fie neapărat zmeură, poate să fie căpșuni dacă e sezon, poate să fie niște mere tăiate, bananele le găsim foarte ușor și niște morcovi care sunt foarte mișto de ronțăit și de... Da, și dacă le stropești cu puțină lămâie, exact. Nu-și vor schimba culoarea. Aha. Ok, acum totuși ca să vedem al cărui pachetel iese în evidență, am pregătit o surpriză. Avem niște copilași aici. Ceau, copilași! Hei! Care sunt juriul nostru, da?
Hai să facem așa, o să mergem pe rând, să le oferim... Da, da, trebuie să mergi cu caserola cu tot cu capac. Contează foarte mult. Ne explica Urania și înainte că forma în care le prezentăm noi copiilor gustare e foarte importantă. Ok, iar copiii o să voteze mâncarea care le place și mâncarea care nu le place. Copilași, poftim. Masa a fost servită, vă deschid caserola. Hai să gustăm, să vedem ce părere aveți. Eu cred că le place. Și eu cred. Mihaela, emoții, te văd. Hai să vedem. Yeah! Bine, Mihail! Știam. Ok. Hai, cine se duce? Ia să vedem. Mă rog, a rămas Carmen, ca urmă aici. Bine, fie, recunosc că am trișat un pic. Ce avem aici? Avem niște sembiciulețe. Foarte ușor de mâncat, așa, cu hummus. Foarte multă proteină sănătoasă. Sunt trei, câte unul pentru fiecare. Te rog. Morcov direct, excelent. Eu l-am gândit împreună. Una cu una, una cu unul, aici culori. Îți place morcovul? Wow, așa imediat. Wow. Wow. Recunoaște, îți place mâncarea sau de Urania? Să gust și hummusul dacă vrei, te rog frumos. Merge? Așa votul tău? Da? Ok. Stai jos? Ok, mi s-a plăcut. Asta era de bine sau nu? Era roșu sau verde? Ok, avem. Uite, măcar unul i-a plăcut. Bun! Ce faci? Spune rândul tău. Hai să vedem. Eu am venit cu lucruri simple pentru voi. Sper să vă placă. V-am pus așa în mai multe culori. Puteți să alegeți voi exact fructul care vă place cel mai mult de aici. Și tu, Caisă, și tu, Caisă, și tu? A, bine. Adică cred că e greu să te luți cu fructele. Vedeți, copiilor chiar le plac fructele. E și o chestie normală, vă mulțumesc. Ideea e, de obicei, nu dai greș cu fructele. Carmen, hai să vedem cine o te ia, Carmen. Copii, avem aici hamburgerul magic și sănătos. Este caserola băiețelului meu, pe care îl cheamă Vlad. Și i-am luat-o, sper să nu se supere. Și avem aici, ia uite-te, ta-da, o desfacem. Avem mai multe compartimente, dar eu nu le-am umplut pe toate, da? Am așa, avem unul, aici de obicei îi pun semințele. Aici mai pun, depinde, diverse lucruri care îi plac lui. Și aici avem un chec de casă cu fructe. Altfel de fructe față de cele pe care le-ați mâncat până acum. Avem un chec cu vișine. Cine începe? De lupți cu chec și cu fructe. Cum mai putea? Poftim. Așa, aaa, mulțumesc, am un like. Mulțumesc. Ia să vedem. Wow, am emoții. Așa. Bun, e bine. Nici măcar un pic așa. Ia mai ia din partea cu vișină. Una pentru mama, una pentru bunica. Nu mănânci chec? Dar dacă ți-aș fi dat o brioșă. A? Cu ciocolată. Da, dacă îți mai aduc o caisă. N-am mers, domne. Oricum. Ce am încercat noi să facem aici este nu să facem un concurs între noi, ci să arătăm exact că fiecare copil e diferit, fiecare pachetel e diferit și trebuie cumva să știm, să negociem, să discutăm cu copilul, cum ai spus tu, să îl ascultăm și să-i găsim pachetelul potrivit, care se potrivește și stilului lui de viață și ce face el. Și să părăscă gustul. Hai să facem meniul de gustări pentru o săptămână. Discutăm de un copil care pleacă de acasă la 8, a mâncat micul dejun, are școală și după aia are sport sau after sau orice altceva și se întoarce la 5 acasă. Și este un copil normoponderal. Deci trebuie să acopăr o gustare, cel puțin o gustare, am o gustare la ora 10, după care am un prânz pe care trebuie să-l acopăr. Okay. Exact. Și atunci, clar, la gustare o să-i dau fructe, ca după aceea să mă gândesc la un sandwich sau două cât mai sănătos. Și atunci, în primul rând, mă uit la felia aia de pâine, dacă vorbeam de pâine. În primul rând, folosesc o singură felie de pâine. Mă concentrez să fac copilului un sandwich care să nu aibă două felii de pâine. Aha, deci o singură felie. Și atunci, pe o singură felie, ca să pot să nu-i dau atât de multă pâine, da? De multe ori ei vor două sandwich-uri. Și atunci am două felii de pâine, da? Nu patru. Da. Așa că creez un capac din ardei gras, cel mai simplu. Okay. Și atunci pun felia de pâine, îi pun
pot să fac un mezel chiar și acasă. De exemplu, putem să băgăm un mușchi de porc, un mușchi de o pulpă de curcan. Ceva foarte tare, acasă, în cuptor, nu? La cuptor, și după feliam. Care îl feliez la rece și e mult mai sănătos decât un orice alt mezel. Categoric, da? Și mult mai ușor de făcut și accesibil, să zicem. Da? După care trebuie să-i pun încă una, două legume. Am zis de ardeiul gras, poate mai punem, de exemplu, niște castravete și ceva să nu fie atât de fat, da? Pentru că totuși avem mușchiul ăla care e uscat, avem pâinea care e destul de uscată și ar trebui să mai adăugăm ceva, dar nu neapărat un sos. Ar putea fi un sos de iaurt, de tzatziki, ceva care să fie... Ok, și unt, pune și unt. Sau poți să pui puțin unt. Eu susțin că cea mai bună formă de a obține cooperarea copilului atunci când are ceva de mâncat, dar în general nu doar atunci, este să facem acest meniu împreună cu el. Să-l luăm? Ah, ok. Da, hai să-l întrebăm. Facem o listă de ingrediente, facem o listă de tipuri de sandwich-uri, de gustări. Uite ce m-am gândit că ți s-ar potrivi, ce alte să idei ia parte ai. În decizie, să știe că el a ales asta. Să-l luăm la cumpărături? Exact. Da, să aleagă el tipul de brânză eventual care îi place. Să-l trimitem la cumpărături să facă. Când e ceva mai mare, face și asta. Bun, și cu asta aș vrea să încheiem pentru că mi-a plăcut foarte mult ce ai spus tu, Rania, că îl facem pe copil să fie parte din alegere. Pentru că acel copil, oameni buni, o să ajungă un adult și va trebui să aleagă, să aibă o dietă sănătoasă, să facă sport și să nu se streseze. Copiii, sper ca voi o să...